tot vorbim despre obiceiuri deprinse în pandemie, aș vrea să adăugăm pe listă spălatul des pe mâini. Am mai vorbit și ne-am mai plâns de faptul că produsele dezinfectante ne-au cam distrus mâinile, însă venim și cu soluții. Și vă propunem două remedii împotriva pielii uscate, tratamente care le puteți face din ingrediente pe care cu toții le avem până la urmă în casă. Exact, asta mie mi se pare foarte interesant. Cu toții bem cafea și ne rămâne zați, cu toții mâncăm salată și cu siguranță avem ulei în casă, mălai, o lămâie, un iaurt. Ei bine, aflați că toate aceste ingrediente fac minuni. Iar Cătălina Stoica, specialist în îngrijirea mâinilor și a unghiilor, ne învață cum ne salvăm pielea în această perioadă. În această perioadă de pandemie ne-am spălat pe mâini foarte riguros, de 10 ori mai mult decât ne spălăm în mod normal, ceea ce a dus la uscare excesivă a mâinilor. În afara faptului că mâinile îmbătrânesc mult mai repede dacă se îndepărtează stratul protector de grăsime de la suprafața pielii, ele devin și foarte vulnerabile pentru răni sau infecții dacă nu mai au protecție. Așadar, vă propun astăzi două rețete de măști care pot fi făcute în bucătărie cu ingrediente care ne sunt la îndemână. Cărat de morcovul pe răzătoarea mică. Această cantitate de morcov îmi va fi de ajuns pentru două măști. Astfel, voi face astăzi o mască, iar ce va mai rămâne, voi pune în frigider. Acum adaug o linguriță generoasă de iaurt. Este un iaurt gras și adaug puțin ulei de măsline până se ne omogenizează. Am rupt o bucată de aloe vera, o desfac puțin și gelul îl voi aplica aici pe mână, în zona unde am o rană. Acum aplic o cantitate generoasă și întindeți până se omogenizează. Voi sta așa timp de 20 de minute. Pot să pun o folie de plastic alimentară sau mănuși de bumbac sau pot să las așa, pur și simplu. Haideți să facem un exercițiu. Încercați să prindeți cu două degete pielea de pe dosul palmelor. Vedeți? Încercați acum să prindeți cu două degete pielea de pe orice altă zonă a corpului. Veți vedea că această piele este mult mai subțire și mai sensibilă, este asemănătoare cu cea din zona ochilor. Ce înseamnă asta? Că ea necesită îngrijire specială. Pentru cea de-a doua mască voi avea nevoie de un ou, o lămâie, ulei de măsline, un vas și un blender. Voi separa gălbenușul de albuș. Albușul îl folosesc la masca noastră pentru mâini. Îl amestecăm cu ajutorul unui blender împreună cu zeama de lămâie și uleiul. Pasta obținută, asemănătoare unei maioneze, o aplicăm pe pielea mâinilor și o lăsăm să acționeze minim 20 de minute. Gălbenușul de ou hidratează foarte bine pielea, iar zeama lămâilor reduce, estompează vizibil petele maronii obținute în urma expunerii repetate la soare. La final ștergem bine mâinile să nu rămână umede și aplicăm o cremă de mâini. Vreau să vă spun că sentimentul pe care l-am este de hidratare, de ușurare și de bine. Atât de simplu.